Unanimitate pe linie a fost joi după amiază 28 ianuarie în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Neamț pentru luna în curs. La convocarea președintelui Ionel Arsene au răspuns prezent inițial 33 dintre cei 34 de aleși, consilierul PMP Sorin Dumitru Cazan, conectându-se și el în momentul în care se ajunsese la cel de-al nouălea proiect. În final, au trecut, așa cum spuneam, cu unanimitate toate documentele de pe ordinea de zi care au făcut referire la activitatea unora dintre structurile din subordinea Consiliului, colaborarea cu alte UAT-uri, aprobări sau avize. A existat și un punct diverse care a cuprins un raport de evaluare, două informări ale consilierilor și un raport de activitate. Am condus astăzi prima ședință ordinară de Consiliul Județean din acest an o ședință cu multe proiecte pe ordinea de zi, care au fost aprobate în unanimitate. Am urmărit prin inițiativele supuse votului consilierilor să asigurăm normalitatea în județ, prin continuarea unor proiecte, asigurarea de fonduri pentru buna funcționare a unor instituții, dar și să aprobăm documentația tehnico-economică pentru investiția protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la cetatea Neamță. În urma votului de astăzi vom realiza prin intermediul DGASPC proiectul Alternative pentru o nouă viață, urmând a se construi locuința protejată Nechit în comuna Borlești. Tot azi am redat Consiliului Local Roznov două sectoare de drum preluate în iulie 2019 pentru modernizare de către Consiliul Județean Neamț. S-a reparat îmbrăcăminte asfaltică de întreținere, s-au înlocuit parapete metalice pe pod, au fost turnate covoare asfaltice și refăcut marcaje rutiere. După votul din ședința de astăzi, cu finanțare de la bugetul județului, asigurăm o parte din cheltuielile de funcționare la Căminul pentru Persoane Vârstnice Roznov unde sunt 50 de rezidenți și de la Unitatea pentru Asistență Medico-Socială Ceahlău, unde sunt 48 de beneficiari. Avem în vedere foarte multe proiecte care trebuie implementate și finalizate pentru modernizarea județului nostru și de aceea, în fiecare ședință a Consiliului Județean, voi avea inițiative care vor veni în sprijinul nemțenilor, a explicat președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene.